Vârsta nu este singurul criteriu de alegere a unui sport. Este foarte important să-l alegem în funcție și de personalitatea copilului nostru. De aceea, este crucial tipul de mișcare pe care îl alegem. În funcție de temperament, am putea să spunem că pentru un temperament coleric, prima recomandare este patinajul, apoi sporturi non-violente, dar de echipă, pentru că cel mic trebuie să-și modereze temperamentul dominant, să învețe să asculte și de cei din jur. În notul îl va face mai răbdător, dar la fel de bune pentru el sunt tenisul și patinajul. Nu se recomandă însă luptele, fotbalul, basketul sau rugby-ul. Pentru un temperament melancolic, psihologii recomandă pentru început artele marțiale, dans, călărie, apoi basket. Alte sporturi recomandate ulterior de psiholog sunt aikido, lupte, karate. Nu se recomandă sub nicio formă activitățile solitare care nu-l integrează în alte grupuri de copii. Temperamentul flegmatic al copilului încăpățânat îl recomandă pentru tenisul de câmp și sporturile de echipă, precum fotbal, basket, volei sau dansul modern. Psihologul mai recomandă activități care să-l pună în mișcare, precum ciclismul sau tenisul, el fiind o persoană statică, comodă, care nu face sport. Nu se recomandă activități solitare sau sedentare. Temperamentul sangvinic este calm, comunicativ și echilibrat, dar se plictisește repede, deci e nevoie să fie stimulat. Psihologul recomandă în not călărie, dans modern, iar ca activități recomandă jocurile de logică, de profunzime și de concentrare, cu precădere șahul. Și nu uita, sănătatea începe în copilărie.